Mulți oameni nu mai cred în Dumnezeu. Alții, dimpotrivă, cred prea mult, ba chiar comit crime în numele Lui. Profesorul unei universități a dat următoarea întrebare studenților. Tot ce există este creat de Dumnezeu? Un student a răspuns cu mult curaj. Da, a creat Dumnezeu. Dumnezeu a creat totul? A întrebat profesorul. Da, domnule, a răspuns studentul. Profesorul l-a întrebat din nou. Dacă Dumnezeu a creat totul, atunci El a creat și puterea răului, din moment ce răul există, iar faptele noastre ne definesc pe noi înșine. Atunci asta ar însemna că Dumnezeu e rău. Studentul a tăcut auzind un astfel de răspuns. Profesorul se simțea foarte mulțumit. Se simțea mândru pentru că le-a demonstrat studenților încă o dată că Dumnezeu nu există. Doar că un alt student a ridicat mâna și a spus: Pot să vă pun o întrebare, domnule profesor? Desigur, a răspuns profesorul. Studentul s-a ridicat și l-a întrebat: Domnule profesor, frigul există? Ce întrebare! Desigur că există! Niciodată nu ți-a fost frig! Studenții râdeau pe seama întrebării date de tânăr. El a continuat: De fapt, domnule, frigul nu există. În conformitate cu legile fizicii, ceea ce noi considerăm rece, în realitate este absența căldurii. Zero absolut, minus 460 de grade Fahrenheit, este lipsa totală de căldură. Toată materia devine inertă și incapabilă să reacționeze la această temperatură. Frigul nu există. Am creat acest cuvânt pentru a descrie modul în care ne simțim dacă nu avem căldură. Studentul și-a continuat discursul. Domnule profesor, întunericul există? Desigur că există. Nu aveți dreptate. Întunericul nu există. În realitate, el este absența luminii. Putem studia lumina, dar nu și întunericul. Putem folosi prisma lui Newton pentru a descompune lumina albă într-un spectru de culori și să studiem lungimea de undă a fiecărei culori. Dar nu putem măsura întunericul. O simplă rază de lumină poate străpunge lumea întunericului și să-l lumineze. Cum poți ști cât întuneric se află într-un anumit spațiu? Măsurați cantitatea de lumină prezentă. Nu-i așa? Întunericul este un termen folosit de oameni pentru a descrie ceea ce se întâmplă atunci când lipsește lumina. În cele din urmă, studentul a întrebat profesorul. Domnule, puterea răului există? De această dată, cu neîncredere, profesorul a răspuns. Desigur, așa cum am mai spus, noi îl vedem în fiecare zi, prin crimele și violența care au loc în fiecare zi în întreaga lume. Aceste exemple reprezintă manifestarea răului. Doar că studentul și de data aceasta a avut un răspuns. Răul nu există, domnule. Răul este absența lui Dumnezeu. Este la fel ca frigul și întunericul, un cuvânt creat pentru a descrie absența lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a creat răul. Răul nu este iubirea sau credința care există la fel ca frigul și întunericul. Răul este absența iubirii față de Dumnezeu în inima omului. E ca frigul când apare atunci când nu există căldură și ca întunericul care apare atunci când nu există lumină. Studentul era Albert Einstein, o persoană pe care eu o admir enorm, iar băiatul meu îi poartă numele. Albert Einstein a fost un fizician german, profesor universitar la Berlin și Princeton și autorul teoriei relativității. Nu a vorbit până la 4 ani și nu a citit până la 7 ani, făcându-i pe părinți și pe profesori să creadă că are un handicap mental. Însă Einstein avea pur și simplu un alt mod de gândire, diferit de al celorlalți. După ceva timp, a fost exmatriculat de la școală și a fost refuzat de Școala Politehnică din Zurich. În 1921 i s-a decernat Premiul Nobel pentru Fizică pentru că a explicat efectul fotoelectric și a adus schimbări imense în domeniul fizicii. Când avea 73 de ani, lui Albert Einstein i s-a oferit oportunitatea să devină președintele statului Israel, deoarece israeliții îl considerau cel mai mare evreu în viață. Einstein le-a respins politicos oferta, spunând că politica este pentru prezent, dar o ecuație este pentru eternitate.